Nici nu s-au odihnit bine după lucrările de pe Calea Eroilor, că drumarii au și trecut din nou la treabă. Ei au determinat 7 străzi de pământ pe care le-au pregătit încă din iarnă și urmează să le asfalteze. Lucrările au început deja și în curând, cele 7 străduțe vor primi primul covor asfaltic din existența lor. Se lucrează pe arterele secundare din zona străzii Viilor. Șantierele sunt deschise și pe cele 43 de străzi care nu au fost asfaltate niciodată. Lucrări ce sunt executate de o firmă din capitală. Deci anul ăsta am promis 100 de străzi și mă voi ține, încerc să mă țin de cuvânt. Nu este deloc ușor, pentru că trebuie și bani și trebuie și utilaje. Iar la cei care spun că trebuie să băgăm bani numai în asfalt, nu sunt de acord. Buzău ăsta are nevoie și de să meargă și zona economică, și zona de educație, și zona de cultură, și zona de social. Banii care îi avem trebuie să-i cheltuim echilibrat, astfel încât Buzăul să se dezvolte echilibrat. Cea mai importantă arteră care va fi reabilitată anul acesta este Alea Sporturilor. Aici vor fi executate în curând lucrările de pregătire pentru turnarea asfaltului, chiar dacă sunt unele probleme generate de schimbarea canalizării. Inițial se dorea o reabilitare din temelii a acestei alei, însă deocamdată se va înlocui doar covorul asfaltic, urmând ca după înlocuirea rețelei de canalizare să fie demarate lucrări de anvergură. De exemplu, discutăm acum de Alea Sporturilor. Trebuie să fiu foarte, foarte atent, pentru că am descoperit că draga de companie de apă, domnul Tescare, are un proiect de canalizare chiar pe această stradă. Și treaba de care am aflat recent și trebuie să vedem, pentru că nu știu dacă pot asfalta și pe urmă, începând de la anul, să înceapă construcția unei canalizări, unei magistrale de canalizare. Voi vedea. Oricum trebuie să facem reparații pe această stradă, care arată îngrozitor. Pe Alea Sporturilor, măsurătorile au fost făcute deja și după ce vor fi terminate câteva lucrări de traversare a carosabilului, a unor conducte de gaz, săptămâna viitoare va începe frezarea vechiului strat de asfalt. Buzoienii, al căror traseu obișnuit este pe Alea Sporturilor, sunt rugați să-și aleagă rute alternative.